Femeia din Sinaia dispărută luni după amiază în Bucegi este de negăsit. Pentru a doua zi consecutiv, mai mulți salvamontiști și jandarmi au pornit în căutarea ei, însă până acum nu a găsit nimeni niciun indiciu. Sinăianca are 55 de ani și a fost văzută ultima dată în zona Vânturiș, la o altitudine de 1800 de metri. De aici e foarte plauzibil să o fi luat pe traseu roșu către Sinaia, către drumul de vară. Și atunci... Asta se va face și azi, că periere pe traseu. Cele trei echipe de salvatori au extins aria de căutare și au pornit către zone unde femeia ar fi putut ajunge dacă pleca în drumeție, de la stâna din Vânturiș. Unii au luat la pas traseele marcate, alții au căutat în locuri extrem de periculoase și sălbatice, cu săritori a căror înălțime ajunge și la 15 metri. Astăzi se efectuează căutări în zona traseului Colții lui Barbeș, traseu turistic. Zona de față, Valea Vânturiș, o zonă destul de accidentată, după cum se vede, unde este necesar folosirea materialelor tehnice speciale, gen rapel. Așa. Și a treia echipă, versantul sudic al Văii Vânturiș, care este de asemenea o zonă destul de neumblată de om și destul de accidentată. După două zile și jumătate de la dispariție, echipele de jandarmi și salvamontiști iau în calcul și cel mai sumbru scenariu. Din păcate nu am descoperit persoana dispărută, toate zonele pretabile și care puteau fi parcurse. Există posibilitatea să fi căzut într-o zonă, într-un hău, unde nu poate ajunge nimeni și atunci, din păcate... Nu putem ajunge acolo. Pentru că aria este mare, cu teren accidentat, pereți stâncoși și râpe, salvamontiștii și jandarmii vor continua să o caute pe femeie și în următoarele zile la Sinaia, în munții Bucegi.